ce mari v-ați făcut. Da, nu, am prins proporții sau? N-ați prins, sunteți la fel de slabă, doamna Apart. Mulțumesc, doamnă. Vreau șoricelul. Șoricel. E, de ce așa rușinoasă? Băi, ea care era mai dezinfolt așa ca soră sa. Și amintește când nu ai putut să o scoți din scaunul de la mașină. O să tăiem asta din, de la montaj, pentru că o să se facă mare și o să zică, aoleu, ce m-a apăsat aia pe burtă. Asta e când ai copii, nu știi cum se desfac. Copiii știu mai bine ca tine. Cum sunteți? Tot lipită de sânul tău? Măi, nu am terminat, am înțărcat, doamne! Am terminat cu înțărcatul și la ea. Și e foarte bine că mai dorm și o noapte cu ocazia asta. Și mai poți că te văd. Ești și la emisiune, încerci să fii și la evenimente, încerci să ai și social media, mai apar și în reclame. Recent am văzut una cu tine, tu ești pe prietena mea mai mare. Și să știi că mai pot, pentru că acum dorm și eu noaptea ca tot omul, ele se trezesc mult mai rar și deja învață să doarmă și ea cam 6-7 ore pe noapte. Uite ce râde. Și atunci eu nu mai am timp, mă organizez mult mai ușor. Dorm amândouă sau în continuare cu tine? Nu mai dorm cu mine, dorm în camera lor. Foarte frumos, pentru că mulți părinți țin copiii până la 10-12 ani și dorm acolo în aceea. Nici chiar. Au dormit și cu noi, dar nu. Primul an, maxim 2, mi se pare. Mai ales că am fost cu alăptatul amândouă și a fost mult mai ușor și pentru mine. Dar nu mai dormim. Dar Maira nu mai e geloasă pe ea? Nu. Nu, adică nu mai împinge așa din pas sau pături de supra. Acum are foarte mare grijă de ea, deja e mult mai conștient, am învățat ce înseamnă să ai o surioară mai mică și că trebuie să o protejezi pentru că este surioara ta pentru toată viața și prietena ta cea mai bună și atunci e minunată relația. Dar nici nu le îmbraci la fel, pentru că ăsta este coșmarul, nu știu dacă tu ai frați mai mari, dar este coșmarul oricii soră mai mare ca cea mică să fie îmbrăcată ca ea. Fel, și da, ele sunt într-o asta. Diferență nu foarte mare și îți permis să le îmbraci. Dar bine că nu o faci. Nu le îmbrac. Rar se întâmplă să, nu știu, le... Să-ți placă ceva. Da, și să le iau la amândouă, dar nu. Și așa le dau alte accesorii. Le pun alți papuși, normal, sau alt... Dar nu le îmbrac la fel. Dar cum le potrivesc? Adică să fie cam în zonă, în aceeași zonă.